Vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a vă alătura acestei declarații de presă. Mesajul principal pe care vreau să-l transmit este că Timișul și Timișoara nu este de vânzare. Timișul nu este de vânzare pentru funcții pe persoană fizică. Mi s-a făcut oferta să fiu senator sau să-l las pe Simonii să candideze. Am refuzat din start această variantă. Timișul nu este de vânzare în schimbul unor tranzacții electorale. Primarii PNL și ceilalți membri PNL au primit oferta să dea Consiliul Județean să-mi retragă sprijinul, pentru că așa nu li se vor pune primarilor contracandidați PSD în localitățile lor. Au refuzat să facă acest lucru. Însă la Simonis și la PSD, până și ofertele sunt mincinoase. La mai puțin de 48 de ore de la ofertă, la Moșnița Nouă, unde îl avem primar în funcție pe Florin Bucur, aici prezent lângă noi, a apărut un candidat independent, chiar fratele domnului Simonis. Asta ca să înțelegeți cum văd ei, cei din PSD, acest parteneriat cu PNL-ul. Varianta propusă de Simonis Timișului nu este o alianță, ci un mijloc de a scăpa de votul real al cetățenilor. Sunt inacceptabile listele comune atunci când PNL are la județ 17 consilieri județeni, iar PSD-ul doar 7. Nu mă dizic de PNL. Suntem cu toții aici pentru că suntem liberali și vrem să mergem în fața oamenilor ca ei să ne aleagă sau să ne respingă. Acesta este sensul democratic al alegerilor. Cu toții vrem să ne prezentăm ca liberali, cu toții avem încredere în rezultatele noastre, în munca depusă în comunitățile noastre. Pe ceea ce am construit noi până acum în Timiș, nu permitem nimănui să se cațere, în special domnului Simonis. Dacă vom fi înlăturați din PNL, rămânem liberali. Sperăm să purtăm un dialog cu argumente și să nu ajungem nici acum, nici vreodată pe viitor la astfel de variante alternative Partidului Național Liberal. Suntem siguri că persoanele din conducerea PNL la nivel național vor înțelege că specificul local al Timișului și al Timișoarei este total de diferit de ceea ce cred ei că se întâmplă în țara noastră, la București. Aici, în Timiș, în 1989, s-a reaprins libertatea. Iar PNL de atunci a protejat-o și a dus-o mai departe în toate formele ei. Acum, în acest an electoral, avem pentru prima dată după Revoluție șansa, oportunitatea istorică ca PNL să fie și la Consiliul Județean și la Primăria Timișoara. Toate cercetările sociologice, pulsul comunităților, oamenii pe care îi vedeți aici în jurul nostru, arată clar că singuri vom câștiga în 9 iunie și Timișul și Timișoara și majoritatea localităților din județ. Și vom crea aici, în județul nostru, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum de la Revoluție, același partid, o viziune unitară, coerentă și la Consiliul Județean și la Primăria Timișoara. PSD a lansat o bârfă, că indiferent de variantă, Simonis va câștiga chiar dacă filiala PNL Timiș va fi destrămată. Nu, dragi colegi, Simonis nu va câștiga oricum. Dincolo de diferența dublă de procent în intenția de vot în favoarea mea și a echipei mele, din partea oamenilor de bună credință din județ, am discutat cu colegii primari și cei care nu vor fi înlăturați în caz de alianță impusă cu PSD-ul, tot nu vor vota Simonis, chiar dacă li se va impune, și nu vor încuraja locuitorii din comunitățile lor să aleagă PSD. Însă cel mai bine este să îi las chiar pe ei să își exprime punctul de vedere. Aș mai adăuga la final că mă voi lupta până la capăt, până la capăt pentru PNL, iar dacă este să izbucnească o nouă revoluție în PNL, aceasta poate să izbucnească chiar de aici, de la Timișoara. Pentru că știu și am discutat cu colegi, președinți de organizații din țară, care sunt nemulțumiți de direcția în care merge partidul cu această alianță cu PSD-ul și așteaptă o scânteie să reacționeze.
Nu vreau să fiu eu cel care pornește această scânteie de la Timișoara, dar dacă colegii mei de la București înțeleg cu adevărat că e un pericol major pentru Partidul Național Liberal, vor lua decizia corectă, iar PNL la Timiș va merge pe liste separate și cu candidați separați de PSD. Cam atât am dorit să vă spun, am să-i las pe colegii mei să vă spună câteva cuvinte cei care doresc, colegi primari, și după aceea vă răspundem la întrebări. La bine. Cine dorește să... Te rog. Domnul primar Florin Bucur, primarul Comunei Moșnița Nouă, care se bate cu fratele lui Simonis. Da, bună ziua vă spun și mă bucur mult că ați menționat despre Moșnița Nouă. Mesajul pe care îl transmit este unul foarte clar. Noi la Moșnița am mai avut un episod de genul acesta în care se dorea să participăm cu candidați comuni. La Moșnița atunci am spus nu și colegii mei sunt aici și știu că nu... Suntem adepții unor astfel de lucruri. Atunci am câștigat și vom câștiga și acum la Moșnița pe resursele noastre proprii. Deci nu vom susține așa ceva niciodată, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, discutăm de un moment istoric în care Primăria Timișoara va fi liberală și Consiliul Județean va fi liberal, în frunte cu domnul primar Robu și domnul Alin Nica. Cred că și Moșnița va avea primar în continuare, datorită faptului că este cumva un parteneriat mărșav, cel puțin la noi, să vii cu fratele tău în fața noastră și să spui că este independent și nu candidează din partea Partidului Social Democrat. Mulțumesc, dacă sunt alte întrebări, vă răspund cu drag. Silvia? Da. Bună ziua, sunt primarul Comunei Moravița. Un singur lucru mă deranjează în tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că conducerea de la București, până să ia o hotărâre, a trebuit să vină să țină cont nu doar de primarii PNL sau președintele PNL Timiș, ci de fiecare dintre noi, membru care face parte din acest partid. Dacă mă întrebați sau răspunsul meu spre final este ce voi face de acum înainte, este clar, decizia va rămâne la domn președinte, ce va face el, voi face și eu. Vă mulțumesc! Bună ziua, cred că mare parte din colegii mei împărtășesc aceleași... Doamna primar de la Otelec. Mulțumesc, Silvia, împărtășesc Fegete. Aceleași idei. Am fost 31 de primar la București, să spunem că nu vrem să fim scoși afară din casa noastră, din PNL Timiș. Am fost tratați și umiliți într-un mare fel. Dacă conducerea PNL Timiș, nu, PNL de la centru nu înțelege că nu suntem comunități cu care se poate șterge pe jos, greșește. Ne vom întoarce nu într-un număr dublu, nu triplu, ci ne vom întoarce să susținem principiile liberale și le transmitem pe această cale, chiar dacă n-au vrut să ne deschidă ușa, că putem să rupem și ușile. Suntem... Bravo, suntem determinați să ne batem cu ghilimelele de rigoare, în condițiile în care suntem pe locul 1 în toate sondajele, în condițiile în care CJT Timiș și Primăria Timișoara poate fi câștigată de candidații pe care au fost votați în CDJ-ul de aici, acum o lună de zile. Îl vom susține pe Alin Nica egal de la ce partid, dacă vom fi nevoiți, dar acum vrem doar să fim lăsați să ne batem cu șanse reale la ceea ce este perfect normal. Un drept câștigat în 89, dragi tovarăși sau conducători, cu ghilimelele de rigoare și cu un zâmbet pe buze, amar de altfel, lăsați-ne să ne facem treaba. Atât. Mulțumesc! Ion Goșa, primarul Comunei Dudești-Noi. Dragii mei, eu în două cuvinte vreau să termin. Dacă cei de la București cred că fac jocurile și pe noi ca și partid ne vor scoate din cărți,
probabil o să o facă. Dar nu o să poată să scoată timișenii din cărți și nu o să poată să scoată Timișoara din cărți. Timișoara este liberală, Timișoara este liberă din 89. Punct. Mulțumesc. Da. Sorin Munteanu, primarul orașului Buzeaș. Îmi vine în minte replica lui Winston Churchill, care spunea când un tânăr parlamentar care era pentru prima oară în Parlament, conservator, el fiind conservator, a intrat în sala Parlamentului și s-a așezat pe primul rând, pe partea conservatorilor. Și tânărul i-a spus, cred că ea din față sunt dușmanii noștri, nu tinere, ăia sunt adversarii noștri, dușmanii sunt în spatele nostru. Și sper că cei de la București să vină să stea la masa discuțiilor, la masa negocierilor și să găsim cea mai bună soluție pentru Timișoara, pentru timișoreni și pentru Partidul Național Liberal Timiș. Să nu lăsăm la voia întâmplării ca peste ani să rămână doar urmă din ceea ce înseamnă liberalism în Timișoara și în Timiș. Vă mulțumesc! Roza, primarul orașului Nicolae Mare. Bună ziua, vă salut și eu cu mare drag, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de astăzi. Într-adevăr, este un moment dificil pentru filiala noastră, un moment delicat, dar nu datorită nouă. Timp de 4 ani de zile, împreună cu președintele Consiliului Județean, cu ceilalți colegi din PNL, am muncit astfel încât acum, cu câteva luni înainte de alegeri, să avem prima șansă, de departe prima șansă pentru a câștiga președinția sau recâștiga președinția Consiliului Județean, iar pe de altă parte avem șanse reale să câștigăm și primăria Timișoarei. Noi considerăm că ne-am făcut treaba bine până acum, pentru că altfel nu aveam aceste oportunități. Să vină cineva astăzi și să negocieze numele nostru și să renunțe PNL-ul la candidatura la Consiliul Județean este inacceptabil din partea noastră. Urmăriți de-a lungul anilor că fiecare organizație, fie că e locală, județeană, încearcă să aducă în echipele respective cei mai buni candidați. Bătălia întotdeauna este pentru a aduce cei mai buni candidați. Oameni buni, noi avem astăzi cel mai bun candidat aici în curte, în ogradă, în echipa noastră și cei de la București încearcă să-l scoată afară din partid. Nu este absolut deloc în regulă ceea ce se întâmplă. Eu cred că fiecare partid trebuie să aibă șansa de a merge în alegeri și de a-și arăta, să zic, puterea în urma acestor alegeri. Ce rost mai au alegerile dacă noi facem o negociere și stabilim 2-3 oameni, 5 oameni, stabilesc care sunt candidații, care e rolul acestor alegeri. Nu putem accepta acest lucru. Noi considerăm că vom câștiga și primăria Consiliului Județean, vom câștiga și primăria Timișoarei și 50% din funcțiile de primar din acest județ. Ăsta este targetul pe care noi ne l-am propus și sunt convins că împreună cu toată echipa putem realiza acest lucru. Ceea ce ne dorim astăzi de la cei de la București, de la cei din conducere, este să ne dea voie să-i batem pe PSD-iști în Timiș la Consiliul Județean și la Primăria Timișoarei. Și nu ne vom opri și ne vom da până la ultimul strop de energie pentru a maximiza aceste șanse și a ne îndeplini obiectivul. Împreună cu Alin mergem mai departe. Mulțumesc! Darius Postelnicu, primarul orașului Jimbolia. Ultimul vorbitor. Sărut mâinile, bună ziua. Mai sunt 2-3 colegi. Okay. După cum știți bine, după cum au spus și colegii mei până acum, suntem șocați cu toții, suntem șocați de ceea ce ni se întâmplă, suntem șocați de modul în care mai mari PNL au decis să se comporte cu organizația noastră, suntem șocați de acest troc politic despre care n-am fost întrebați, nu ni s-a dus la cunoștință, dar s-a decis. Suntem șocați de tot ceea ce se întâmplă la nivel de vârf. Noi, aseară, ieri ne-am întors de la București, acolo unde am transmis și domnului Rareș Bogdan și domnului Buda să transmită către președintele nostru, domnul Ciucă, mesajul următor, exact ce a zis și Dănuț mai devreme. Oameni buni, lăsați-ne să câștigăm, lăsați-ne să ne facem treaba, nu ne încurcați. Sau dacă trebuie să fim predați, dizolvați PNL-ul fără să ne mai
aruncați în astfel de lupte mizere. Încă o dată, pe această cale, din câte știu, domnul președinte Ciucă se va afla sau este deja în Timișoara, poate aude, ne vede și îl invităm pe această cale să vină la sediu, să purtăm o discuție pentru a lămuri acest aspect și să ne lase să ne facem treaba cum știm mai bine. Și veți vedea că exact aceste sondaje despre care vorbim și care ne arată detașat și la Consiliul Județean și la Primăria Timișoara se vor concretiza. Doar să nu fim încurcați de ai noștri și să ni se acorde dreptul să candidăm. Pentru că de aceea suntem în acest partid, așa am plecat la luptă și cu domnul Ciucă și cu toți președinții pe care am avut, dar se pare că pe parcurs s-a întâmplat ceva. Nu știu de ce, chiar aici în... De unde a pornit flacăra Revoluției și a democrației post-decembriste, chiar aici mai mari nu să stingă această flacără de la București fără să vină măcar să o vadă sau să o întrețină. Vă mulțumesc încă o dată. Ovidiu Oprișa, primarul comunei Biled. Bună ziua! Vreau să spun că sunt cel mai tânăr primar liberal din județul Timiș și astăzi sunt pus în situația în care trebuia să aleg între a rămâne în PNL și a merge mai departe să cred în ideologiile liberale și de a ieși din PNL pentru a lupta mai departe împotriva PSD-ului. Vasile Bejera, primarul comunei Știuca. Având în vedere că sunt de 20 de ani primar al comunei Știuca, din partea PNL-ului am candidat de fiecare dată, n-am crezut vreodată că conducătorii noștri de la București vor lua această decizie să vândă județul Timiș unui partid. Partidul Național Liberal a fost totdeauna la vârf în acest județ și cred că județul Timiș este un județ cu o vedere liberală și... Iesc liberal așa cum au trăit chiar și pe vremea comunismului. De aceea a început Revoluția. Noi astăzi, peste 40 de primari care suntem aici și candidați la funcția de primar, vom merge mai departe candidând tot partea PNL, dar votând Alin Nica pentru președinte, pentru primar de Timișoara Nicolae Robu și nu facem nicio alianță cu PSD. Nicio alianță, mergem singuri. Dacă vom fi dați la o parte, vom candida independent sau vedem care va fi structura, dacă este nevoie vom merge tot la un partid de dreapta, dar vom menține liberalismul aici în județul Timiș și vom câștiga. Eu voi spune tuturor votanților mei, care vor fi peste 1000, cum mă votează pe mine la primar, să voteze Alin Nica și nu Simonis. Punct, mulțumesc! Ok. Domnul Coifan vrea să vă spună câteva cuvinte și după aia întrebări. Domnul Coifan, fost președinte al Consiliului Județean Timiș. Deci eu nu sunt primar, sunt însă cred că cel mai vechi liberal de acum de fată, fondator al Partidului Național Liberal filiala Timiș, fost președinte, deputat și așa mai departe. Doresc să vă spun că niciodată în istoria Partidului Național Liberal după 1990 nu s-a întâmplat un astfel de lucru, adică voința organizației locale exprimată prin vot, acum câteva săptămâni, prin care candidat la Consiliul Județean Alin Nica, candidat la Primăria Timișoara Nicolae Robu, să fie ignorată cu desăvârșire. Nu voi vorbi despre oameni, cine îi dă vina, sunt astea chestiuni interne. Aici e vorba de principiu. Principiu foarte clar. Tăria unui partid constă în doctrină și în oamenii care susțin această doctrină. Cei care susțin această doctrină în teritoriu sunt organizațiile locale, respectiv organizația județeană. Doresc să vă mai spun că... cel mai potrivit lucru care respectă voința electoratului sunt liste separate și candidați separați. Eu îmi permit să spun lucruri pe care alți colegi poate nu și le permit. Avem de fapt un președinte de Consiliul Județean care în anul 2020, la vot uninominal, direct, a luat un scor
extraordinar. Acum, dacă mă întrebați câte procente, chiar nu știu exact. Da. Dar, iar pe de altă parte, dorește să fie impus un candidat care este interimat la Camera Deputaților. Interimatul sunt jocuri de culise. Vă întreb, este bărbătește să accepți să nu te bat și să fii numit? Pentru că toată viața, dacă ai orgoliu, vei spune, eu de fapt nu știu cât valorez, dar am prieteni. Ori noi dorim ca acest principiu al liberului exercițiu al votului popular al dumneavoastră să se producă. Prin urmare, în numele seniorilor liberali, și îmi permit să spun acest lucru, credem că la ora actuală soluția bună, nu numai pentru Timiș, ci și pentru întreaga țară, sunt alegerile pe listă separate în județul Timiș. Candidat al Partidului Național Liberal, Alin Nica, iar candidat la primărie, Nicolae Robu. Vă mulțumesc pentru atenție! Cornel Gui, primarul comunei Teremia Mare. Primarul comunei Teremia Mare, mă bucur să fiu astăzi aici. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Doar aș dori să transmit un mesaj. Timișoara și Timișu a fost întotdeauna democrat și așa ar trebui să rămână. Democrat. Trebuie să nu ținem, să nu uităm că și pe timpurile trecute Timișoara n-a fost agreată de București, așa cum nu este nici astăzi. De aceea, noi liberalii trebuie să gândim să rămânem democrați, să avem o viziune democrată și o gândire liberală. Eu îmi doresc ca atât Timișoara cât și tot județul Timiș să voteze PNL, președinte Consiliul Județean Alin Nica, primar orașului Timișoara Nicolae Robu, iar eu, în calitate de membru și primar al PNL-ului, voi urma pe președintele Consiliului Județean Alin Nica. Vă mulțumesc! Bun! Precum ați... Domnul președinte, la ce revoluție v-ați referit? Haideți să o luăm pe rând. Nu știu, îl întrebați pe domnia sa. Vă rog. Ce nu vă susține? Ați vorbit cu domnul... Am vorbit cu domnul Robu, este ocupat momentan. Ce? Întrebați-l pe domnul Robu exact care sunt argumentele domniei sale. Bună, vă rog, alte... Că are anumite probleme, nu vreți poate să vină. Vreți să fiți alături de dumneavoastră sau considerați că vă trădează ca un soi de răzbunare pentru 2020? Eu nu pot să spun ceea ce ar putea să vă spună domnul Robu. Nu mă pronunț în momentul de față, nu cred că ăsta e scopul conferinței. Dacă aveți alte întrebări. Da, dacă în cele din urmă nu veți ajunge la o înțelegere cu Partidul Național Liberal de la centru, ce veți face concret? Vă veți da demisia? Veți pleca alături de primarii din județ, poate spre alt partid? Poate... Sper să nu se ajungă la această opțiune. E o opțiune pe care o luăm în considerare. Proiectul de dreapta aici în Timiș și în Timișoara trebuie să continue și asta trebuie să continue nu pentru că vrea Alin Nica sau anumiți primari care trebuie să candideze, ci pentru că nu dorim să călcăm pe sacrificiul timișorenilor din 1989 de a scăpa de comunism, de a scăpa de astfel de jocuri tranzacționale care nu sunt specifice Timișoarei. Timișoara nu acceptă așa ceva. Noi întotdeauna acceptăm să luăm deciziile prin vot democratic, așa cum a spus domnul primar. Timișul și Timișoara sunt democratice. Ceea ce vedem că se întâmplă în spatele ușilor închise nu are nicio legătură cu democrația, cu libertatea, cu ceea ce Timișoara a gândit pentru România ca perspectivă în 1989 și noi nu o să ne abdicăm de la aceste principii. Cei de la București ne cred că suntem un fel de, să zic, de ființe science fiction, nu ne înțeleg. Nu înțeleg spiritul Timișoarei. Nu înțeleg că dacă stârnești acest spirit care este tolerant, este permisiv, acceptă multe, dar dacă îl stârnești, vine ca un tăvălug și schimbă inclusiv București. Asta este ceea ce cei de la București trebuie să înțeleagă în ceasul al 12-lea și să ia decizia rațională în beneficiul oamenilor, în beneficiul țării, în beneficiul României. Puteți să ne spuneți varianta ar fi să vă dați demisia sau altă opțiune, pentru că spuneați că sunt mai multe opțiuni. Nu-mi dau demisia, v-am spus, mă lupt până la capăt pentru Partidul Național Liberal. Dacă colegii din Partidul Național Liberal
aleg să mă excludă sau să ia vreo măsură împotriva mea, atunci eu voi fi împăcat cu ideea că am făcut tot posibilul ca tablourile brătienilor de pe perete din toate sediile din PNL din țara asta să nu cadă jos de rușinea că au demis un președinte liberal pentru a vinde o filială PSD-ului. Spune-mi, vă rog, domnul Mica, ce înseamnă revoluția la care v-ați referit? Haideți să nu ajungem acolo. Eu v-am spus, eu fac apel la colegii noștri de la centru să ia decizia rațională, corectă, pe care o știm cu toții care este, și să nu ajungem în acele situații, în acele momente. În situații în care să avem dizidență, o nouă dizidență din PNL, să avem conflicte interne, că am avut, slavă Domnului, în ultimii ani suficiente. Nu mai avem nevoie de așa ceva. Ați testat colegii în ceea ce privește, nu știu, plecarea noastră la un alt partid și să vedeți că am fost dintre ei va urma? Dumneavoastră credeți? Eu cred că colegii mei de la București. Vreți să ridicăm mâna? Ridicați mâna cei care mă urmați. Pentru ce ridicați mâna? Da. Pentru ordine spus la doamna. Cred că colegii, vă spun foarte clar, cred că colegii de la București nu vor să conștientizeze că eu, spre deosebire de ei, am rădăcini, oamenii aceștia, și zecile și sutele de aleși locali din județ care mă susțin. Altfel, n-aș avea această forță să transmit aceste mesaje în exterior. Forța mi-o dau ei. Mă întâlnesc, evident, cu domnul Ciucă, am să merg acolo și poate vom și discuta chestiunile acestea. Am fost invitat indirect de cei de la CNAIR, nu am primit invitație de la domnul premier sau de la domnul Ciucă. Bun, vă rog frumos, ne puteți spune, să ne explicați cronologia faptelor, cine v-a propus să nu mai candidați și cine v-a ofertat cu acea poziție de candidat la Senat României? Conducerea partidului, cine nu? Conducerea partidului. Cine conduce partidul? Haideți că lucrurile sunt clare, nu cred că... Poate o fi fost propunerea lui Ciolacu, dar vă spun sigur că a fost propunerea lui Simonis aceasta, pe care mi-a făcut-o cu câteva săptămâni înainte, evident că e exclus o astfel de variantă. Sigur, și partidul, văd că prin conducerea noastră, a reiterat această propunere, ceea ce e o chestiune umilitoare pentru PNL și pentru noi. Ați la nivel național între PSD și PNL despre funcția de dumneavoastră, fără ca dumneavoastră să știți? Da. Domnule președinte, București încearcă să impună ceva. Dar cine vă obligă? V-a pus pistolul la casă să-i respectați decizia? Statutul. Sunteți totuși... Evident că noi știm că avem... Asta vă spun. Evident că noi știm și statutul. Noi suntem și pe statut. Noi știm pe ceea ce ne bazăm când spunem că mergem până la capăt și ne luptăm pentru PNL. Tot ceea ce pot să facă colegii noștri este să ne excludă pe toți în bloc. Ce spune statutul? Cine doar așa... candidaturile la municipii și la președinția de CJ? Păi la municipii și la președintele Consiliului Județean, statutul spune că colegiul director județean stabilește acești candidați și noi am stabilit încă din 1 martie acești candidați. Nu e nevoie de aprobarea pe Nu este pentru președinte de Consiliul Județean, nu. Pentru candidatul la primăria municipiului reședință de județ, da. E o validare formală, dar momentan Timișul s-a amânat la discuție până când se va rediscuta în coaliție chestiunea și eu sper ca liderii noștri să se bată pentru noi și pentru liberalism. Credeți că ați greșit, domnule președinte, de pățiți treaba asta? Eu zic că n-am greșit nicăieri. Faptul că am spus întotdeauna ce gândesc și că nu le convine celor de la București opinia noastră, îmi pare rău dacă asta înseamnă astfel de presiuni și astfel de chestiuni, înseamnă că noi nu mai suntem un partid liberal, dacă nu avem dreptul să ne spunem opinia, și opinia reprezintă un delict în PNL. Dar eu cred că nu trebuie să mergem, trebuie să fim calmi. Eu zic că rațiunea va prevala până la urmă și sunt convins că
colegii mei de la București știu cât de importantă este Timișoara și Timișul în acest angrenaj și că cele poate 1-2% pe care PNL Timiș le poate aduce la coșul partidului la europarlamentare ar putea să însemne diferența între un rezultat bunicel sau unul dezastruos. Ați spus că vă veți întâlni... Adică cu 4 sau cu 3 în față, deci e, mi se pare clar. Vă veți întâlni cu domnul Ciucă pentru că veți merge la locul întâlnirii cu, în urma unei invitații indirecte pe care ați primit-o. Cu alte cuvinte, domnul Ciucă nu v-a solicitat o întâlnire la Timișoara. În timp ce se întâlnește cu cei din PSD, care credeți că este semnalul pe care îl transmite acest lucru? E un semnal foarte prost, dacă mă întrebați pe mine. Să vii în Timișoara și să te vezi cu PSD-ul și să nu ai timp de colegii tăi, mi se pare un semnal foarte prost, nu doar pentru ceilalți liberali din țară, ci pentru timișorenii de rând, pentru timișeni care se simt jigniți de o astfel de chestiune. Să nu credeți că eu în fața domnului Ciucă sunt ghiocel. În fața colegilor mă plec în fața lor. S-au făcut presiuni mari asupra mea. Am fost jignit și umilit de nenumărate ori, dar nu m-au umilit pe mine. Au umilit acești oameni care vedeți că mă sprijină și miile și zecile de mii de timișoreni, cele 105.000 de voturi pe care le-am luat, care reprezintă timișeni din județul nostru, au fost umiliți prin modul în care eu am fost tratat și refuz acest lucru, iar demnitatea Timișoarei, pe care eu o reprezint, și a Timișului, nu poate fi călcată în picioare sub nicio formă de astfel de manifestări de la București. Dar întrebarea simplă, de ce nu vrea Simoni să candideze singur, ca un bărbat? Aia e întrebarea, de acolo... Evident că Simonis nu e bărbat, încearcă prin aranjamente să obțină o candidatură la Masa Verde. 6%. Îl aștept pe domnul Simonis să-l bat măr în alegerile din 9 iunie și cu siguranță colegii mei vor face toate eforturile ca acest lucru să se întâmple. Chiar azi dimineața am primit un telefon de la un primar PSD care vrea să treacă la noi. Așteptați doar să se hotărească candidaturile definitive și veți avea multe surprize în această bătălie destul de incitantă pentru toți timișenii și timișoreni. Păi termenul este luni, se întâlnesc în coaliție liderii, ar trebui să avem o decizie formală. Eu fac apel la colegii din conducere să iasă după lunile în care Simoni s-a defilat cu zvonuri că Nica e terminat, că Nica e la pământ, că Nica va fi schimbat, că n-are nicio șansă. Să facă colegii noștri din conducere minimul gest respectabil, să iasă și acum, astăzi, asta ar fi cel mai bine, să iasă și să nege o astfel de perspectivă a unei candidaturi PSD la Consiliul Județean Timișoara. Cred că ăsta ar fi gestul cel mai onorabil pe care l-ar putea face colegii noștri de la București. Cu Ludovic Orban v-ați întâlnit la București? Da, m-am întâlnit. Evident că e neplăcut surprins de locul în care a ajuns Partidul Național Liberal. V-a invitat în Forța Dreptei? M-a invitat și el, m-au invitat și alții, credeți-mă, nu, în alte formațiuni politice, dar eu vă spun, mă bat până la ultimul strop de energie alături de colegii mei pentru Partidul Național Liberal. Dar n-ați spus nu. Evident că dacă colegii mei aleg să mă expulzeze, să nu dea șansa să batem PSD-ul aici, am toate opțiunile deschise și... N-aș privi acest lucru ca o trădare a valorilor liberale, ci ca o continuare a lor, dar sub un alt proiect care să țină steagul sus și să fie consecvent cu valorile Timișului și ale Timișoarei și ale liberalismului. Ce mai spun sondajele recente, dacă aveți ceva date, mai e Nicolae Robu pe primul loc, ca urmare a acestor... Bătălia va fi foarte strânsă. Credeți-mă că de decizia pe care o iau colegii noștri de la București și cu cât întârzie mai mult, cu atât face mai mult rău partidului. Va fi clar între Dominic Fritz și Nicolae Robu. Cine alege să fie candidatul susținut de PSD va pierde. Asta este tot ceea ce pot să spun în momentul de față. Poftim? Vă simțiți oarecum trădat față de cei pe care i-ați sprijinit până acum?
Și spun acest lucru pentru că Nicolae Robu, iată, nu este prezent aici, deși îl susțineți la primărie, el nu vă susține în aceste declarații. Nicolae Ciucă vine astăzi la Timișoara, nu v-a solicitat o întâlnire cu el, o să vă întâlniți din poziția pe care o ocupați în acest moment. Și eu înțeleg că dumneavoastră aveți senzația că Simonis cumva are mult prea multă influență în rândul conducerii Partidului Național Liberal de la centru. N-aș putea să emit păreri legat de câtă influență are Simonis sau nu. Probabil că are, bag de seamă că are o poziție puternică la negocieri, că la asta s-a specializat, la combinații, la șmecherii, e specialist. Mă depășește aici, recunosc că m-a bătut. La partea de șmecherii și de combinații, că eu nu sunt profesionist și nici măcar amator în astfel de chestiuni, dar el este profesionist desăvârșit și cred că, ca să vă răspund că nu vreau să ocolesc întrebarea, cred că eu am în spate racordarea la realitatea a ceea ce cred timișorenii și timișenii, ceea ce le lipsește celor care n-au bărbăția să fie aici. Deci, părerea mea este că dacă domnul Ciucă nu este aici, nu înțelege spiritul Timișoarei. E foarte rău. Mulțumim!